Deschidem cuvântul la cartea profetului Isaia, citim capitolul 58, pagina 728 în Sfintele Scripturi. Isaia, capitolul 58. Să ascultăm cuvântul Domnului. Strigă în gura mare, nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie, să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Acesta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată, postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării. Te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Amin.
Vă invit să reocupați locurile. Scumpi frați și surori, postul este o lucrare sfântă, o lucrare deosebită, o lucrare vestită, poruncită, o lucrare necesară. Într-o împrejurare au venit oamenii și au întrebat pe Domnul Iisus Hristos: de ce ucenicii tăi nu postesc? Cum postesc ucenicii lui Ioan, cum postesc farisei și cărturari? Și Domnul Iisus Hristos le-a spus: nu postesc pentru că sunt eu cu ei acum. Dar va veni o vreme în care nu voi mai fi cu ei și atunci vor posti. Și de 2000 de ani, ucenicii Domnului Iisus Hristos postesc. Postul însă nu este doar o abținere de la mâncare. Postul este un act, în primul rând, de pocăință la ora de rugăciune. S-a citit textul din cartea profetului Iona, când postul a fost sau a însoțit un act de pocăință și întotdeauna postul trebuie unit cu pocăință. Dar lucrarea pe care noi o facem în perioada aceasta, și mă bucur foarte mult că toți frații care urcă la amvon menționează într-un fel sau altul și mențin, trează conștiința noastră că suntem într-un timp de post și rugăciune cu întreaga biserică, postul face pereche ideală cu rugăciunea. De fapt, intensitatea maximă a rugăciunii o întâlnim în vremea de post, atunci când este asociată cu postul. Rugăciunea este esențială și în perioada aceasta am încercat să ne concentrăm mai mult la adevărurile care țin de post, de rugăciune, de părtășia bisericii, zidirea spirituală a bisericii, lucrurile care ne întăresc și ne ridică din punct de vedere spiritual. Deci, postul însoțind rugăciunea dă o și mai mare valoare relației dintre noi și Dumnezeu. Pentru că prin rugăciunile noastre noi respectăm modelul de viață al Domnului Iisus Hristos. Dacă n-am înțelege altceva cu privire la rugăciune, faptul că Domnul s-a rugat și că El este modelul nostru și noi trebuie să ne rugăm, lucrul acesta ar trebui să fie suficient. În Evrei, în capitolul 5, Apostolul Pavel spune că El în timpul vieții sale pământești s-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi. Domnul Iisus Hristos s-a dus adesea în munte să se roage, a petrecut adesea noaptea în rugăciune. Domnul Iisus Hristos s-a rugat în Ghețimani. Domnul Iisus Hristos s-a rugat pe cruce. Domnul Iisus Hristos s-a rugat înainte de despărțirea de ucenici. A făcut pentru ei o rugăciune extraordinară, rugăciunea pentru unitatea și dragostea ucenicilor. Prin rugăciune respectăm modelul de viață al Domnului Iisus Hristos. Prin rugăciune comunicăm cu Dumnezeu pe care îl iubim. Bineînțeles, noi de multe ori asociem rugăciunea cu un fel de pledoarie pentru cauzele, pentru nevoile noastre. Dar înainte de a vorbi despre ceea ce avem noi nevoie, rugăciunea este o conversație cu Dumnezeul în care credem, căruia ne închinăm și pe care îl iubim. Ce fel de relație ar fi între două persoane care zic că se iubesc și nu comunică niciodată nimic, nu vorbesc nimic? Dragii mei, ăsta este una din plăgile secolului 21. Lipsa de comunicare și din nefericire în viața multor creștini a apărut această plagă de ordin spiritual. Ei vin să se închine unui Dumnezeu, ei vin să asculte predici, cântări, ei vin în părtășie. Dar ei nu se roagă și nu vorbesc niciodată cu Dumnezeul despre care vorbesc, nu se roagă niciodată Dumnezeului pe care spun că îl iubesc. A te ruga lui Dumnezeu înseamnă a comunica cu Dumnezeu, a conversa cu o ființă iubită și se întâmplă să fie și Creatorul Universului, și Stăpânul, și Mântuitorul nostru, mărit să fie în numele Domnului. Rugăciunea ne pune într-o stare de comunicare cu Dumnezeul pe care îl iubim. Apoi,
Prin rugăciune supunem voința noastră voiei lui Dumnezeu. Dragii mei, eu cred că n-ar trebui să existe o rugăciune în viața noastră, o cerere în viața noastră, pentru orice motiv, fără să includă cuvintele de aur ale rugăciunii din Ghețimani: facă-se nu voia mea, ci voia ta. Pentru că noi știm că voia lui Dumnezeu e mai bună pentru viețile noastre decât voința noastră. O, voința noastră ne duce de multe ori în locuri pe care mai târziu le regretăm. Voia lui Dumnezeu ne duce întotdeauna în locul acela de fericire, de mulțumire sufletească, oriunde și orice ni s-ar întâmpla în viața aceasta. Când suntem în voia lui Dumnezeu, suntem binecuvântați, suntem sub binecuvântarea și protecția lui Dumnezeu. Și prin rugăciune, Domnul Iisus Hristos a supus voia lui umană, dar chiar și ca Dumnezeu, pentru că cine ar vrea să se încarce cu mizeria, cu păcatele și cu lucrurile rele ale întregii omeniri? Apoi, prin rugăciune, recunoaștem dependența noastră de Dumnezeu. Joi seara, pentru cei care ați fost din Psalmul 4, fratele Adi a abordat psalmul acesta într-un punct de vedere care mie mi s-a părut foarte, foarte interesant. Și era vorba acolo de psalmistul care stă de vorbă cu dușmanii lui, cu vrășmașii lui. Le spune și lor ceva. Nu stă mut, le spune, dar nu înainte de a vorbi cu Dumnezeu. Arătând în felul acesta, și de aia pe urmă se culcă, e liniștit și adorme, arătând în felul acesta că el este dependent de Dumnezeu, că primul lui apel nu este la oameni, este la Dumnezeu. Dragii mei, prin rugăciune recunoaștem că suntem dependenți de Dumnezeu. Vedeți, cea mai mare dovadă de mândrie, și apostolul Iacov taxează aspru atitudinea aceasta. Și spune: voi care ziceți, mâine ne vom duce și vom face în cutare loc, cutare lucru. Și nu știți dacă veți avea ziua de mâine, pentru că viața este ca un abur, se risipește ușor. Ar trebui să ziceți: dacă va voi Domnul. Adică dacă ne va da Domnul viață și sănătate, vom face cu tare și cu tare lucru și vom merge în cu tare loc. Când ne rugăm, recunoaștem că nu puterile și înțelepciunea noastră, ci dragostea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu sunt esențiale în viața noastră. Că tot ceea ce ne punem în plan să facem și considerăm că este la îndemâna capacităților și abilităților noastre, toate lucrurile acelea nu le vom putea face dacă Dumnezeu nu dă încă o bătaie și încă o respirație trupului nostru, inimii noastre și plămânilor noștri. Prin rugăciunile noastre recunoaștem dependența noastră de Dumnezeu. Prin rugăciune activăm împlinirea făgăduințelor divine. S-a vorbit nu de mult aici despre situația aceea extraordinară în care se afla Daniel la răscrucea drumurilor istoriei, așteptând împlinirea unor făgăduințe pe care Dumnezeu le-a făcut prin prorocii de mai înainte, că după 70 de ani Dumnezeu va deschide poarta întoarcerii națiunii Israel din robie. Și Daniel, când a citit Biblia sau cărțile profetice pe care le avea de atunci, n-a spus: oh, interesant, m-am informat, cunosc. Pentru lucrurile pe care Dumnezeu le-a promis și aveau să se împlinească cu certitudine, pentru acelea Daniel a început să se roage. Pentru că rugăciunea activează făgăduințele certe ale lui Dumnezeu pentru viața noastră, în viața noastră. Voi, prin rugăciune primim putere și autoritate în lupta spirituală. Noi trăim într-o luptă. Ne consumă orice mașină, oricât de bună ar fi, oricât de frumoasă ar fi, oricât de scumpă ar fi, dacă nu trece din când în când pe la stația de benzină, nu merge,
pentru că trebuie să o încarci cu combustibil. Stația de benzină a sufletelor noastre este rugăciunea, frați și surori. Este odăița rugăciunii. Acolo îți încarci sufletul de puterea lui Dumnezeu și acolo capeți autoritate în lupta spirituală pe care o ai de dus. Apostolul Pavel în Efeseni 6, vorbind despre armătura lui Dumnezeu și despre lupta spirituală pe care o ducem în fiecare zi, după ce le-a descris celelalte componente ale acestei armături, le spune și rugăciuni. Rugați-vă pentru mine să-mi dea Dumnezeu îndrăzneală și autoritate să vestesc taina Evangheliei. Bineînțeles, dacă prin rugăciune respectăm modelul de viață al Domnului Iisus, comunicăm cu Dumnezeu pe care spunem că-L iubim, supunem voința noastră voiei lui Dumnezeu, recunoaștem dependența noastră de Dumnezeu, activăm împlinirea promisiunilor și făgăduințelor divine în viața noastră, primim putere și autoritate în lupta spirituală, tot prin rugăciune ne unim în părtășia bisericii. Ne unim în părtășia bisericii. Pentru că spunea Domnul Iisus, dacă doar doi s-ar uni să ceară un lucru, le va fi dat și unde doi sau trei se adună în numele meu, eu sunt prezent în mijlocul lor, dragii mei. Când ne unim, chiar dacă suntem la distanță, suntem împreună. Dumneavoastră, probabil credeți că o biserică poate supraviețui cu câteva servicii divine și alea prea multe în mintea unora și prea lungi. Biblia spune că în biserica primară erau toți împreună tot timpul la un loc. În fiecare zi se adunau. Era pasiunea vieții lor să stea în părtășia frățească. Acum noi nu ne adunăm în fiecare zi, dar o biserică puternică este biserica aceea care stă tot timpul împreună. Și cum putem sta tot timpul împreună, este pe undele rugăciunii. Când toată biserica se roagă neîncetat, respectând porunca Domnului prin Scripturi, biserica este tot timpul împreună, unită și nedespărțită. De aceea Domnul să ne dea un duh de rugăciune când mergem cu mașina, când suntem la locul de muncă, în timpul ocupațiilor noastre zilnice, când suntem acasă sau pe stradă, oriunde am fi, să păstrăm un duh de rugăciune, să rămânem tot timpul împreună. Aici ne adunăm doar fizic împreună, dar împreună ar trebui să fim tot timpul. Rugăciunea este esențială. Dar există timpuri în care ea trebuie unită cu postul. Și, dragii mei, în pasajul pe care l-am citit în această dimineață, cuvântul Domnului ne vorbește despre oameni care se rugau și posteau. Și în urma postului și rugăciunii lor erau nemulțumiți și îi reproșau lui Dumnezeu insuccesul lor. Acum, vreau să spun un lucru pe care îl cred din toată inima. Este valabil în majoritatea cazurilor rugăciunilor noastre. Ca o paranteză, sunt rugăciuni care rămân fără răspuns, pentru că Dumnezeu uneori ne încearcă și prin tăcerea Lui. Dumnezeu încearcă atitudinea noastră, încearcă credincioșia noastră. Vă aduc aminte, marele proroc al lui Dumnezeu, vine femeia aceea amărâtă, îi îmbrățișează picioarele și slujitorul spune, lasă-l pe robul Domnului, nu, ce faci aici, ce te arunci la picioare și îi strângi picioarele? Și el îi spune, lasă-o în pace că este foarte amărâtă și Domnul nu mi-a spus ce s-a întâmplat cu ea, care e problema ei. Există situații în care Dumnezeu se uită la noi, ne urmărește și vrea să vadă cum reacționăm, dar în general cred că orice rugăciune ar trebui să aibă un răspuns, pozitiv sau negativ. Pavel s-a rugat pentru țepuși și Dumnezeu a spus, ai nevoie de el, lasă-l acolo. Dar i-a răspuns și s-a rugat de trei ori și pe urmă i-a răspuns.
Rugăciunile noastre nu sunt niște vorbe goale care zboară între câțiva pereți și fac gălăgie într-o încăpere. Eu cred că rugăciunile noastre au aripi, frați și surori, și nu aripi din astea care să ducă în altul cerurilor. Aripile astea poartă rugăciunile noastre până la tronul lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Și Dumnezeu, pentru că ne-a umplut prin Duhul, de Duhul Sfânt și prin Duhul Sfânt, chiar mijlocește prin buzele noastre spre binele nostru și pentru propășirea noastră spirituală și după voia lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel în Romani, rugăciunile noastre primesc un răspuns. Așteptăm un răspuns. Doamne, dăm un răspuns. Și dacă mai și postești, nu e așa că la un moment dat, dacă nu primești niciun răspuns, te gândești, mai care-i problema? Și tendința acestor oameni, în loc să se uite în viața lor, ei se uitau la Dumnezeu. Dragii mei, trei lucruri ne vorbește textul acesta despre post și aș vrea, privind la aceste trei lucruri din Isaia 58, adevărurile acestea să revoluționeze modul în care noi ne apropiem de Dumnezeu prin post și rugăciune. Să se producă o revoluție în ființele noastre pentru ca rugăciunile și postul nostru să aibă impact. Mă iertați, vă rog frumos, m-am săturat să postim 21 de zile, 40 de zile, 7 zile, 3 zile, știu eu câte zile, și să fim la fel. Nu credeți că ar trebui să se vadă o diferență? Nu credeți că ar trebui lucrurile să fie puțin altfel după ce postim atâtea zile împreună cu toată biserica? Nu credeți că atmosfera bisericii ar trebui să fie mai înflăcărată? Nu credeți că viețile noastre ar trebui să fie transformate? Eu cred că ar trebui să se petreacă niște transformări radicale în viețile noastre, dacă tot postim 40 de zile, că dacă nu, avem două alternative. Ne-om uita la Dumnezeu și l-om acuza pe Dumnezeu și n-avem nimic de câștigat din treaba asta, sau ne vom uita la noi și de ce vă întreb eu să ne uităm după aia când am postit și ne-am rugat degeaba și să ne uităm acum când putem să facem postul și rugăciunea noastră o binecuvântare pentru viețile noastre și pentru casa Domnului. Primul lucru pe care îl spune Dumnezeu despre postul acestor oameni este că e un post prefăcut. Postul lor este un post prefăcut. Strigă în gura mare, nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu, spune Dumnezeu lui Isaia. Nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei. În toate zilele, cred că oamenii aceștia erau un pic mai conștiincioși ca noi, în toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele. Nu să jignesc pe nimeni, mă dau pe mine de exemplu. Eu vin la biserică și mă așez pe bancă și îmi face plăcere să ascult predici. Îmi face plăcere să stau în biserică să ascult o predică bună. Și chiar mă rog, Doamne, vorbește! Vreau să aflu căile tale, principiile tale, ce spune cuvântul tău. Foarte bine! În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele ca un neam, atenție, care ar fi înfăptuit neprihănirea. Acum, iarăși vorbesc de mine. Dacă, să zicem, un predicator este aici și spune, trebuie să fim sfinți, fraților. Și eu, mai tare ca toată lumea, strig cât mă ține gura. Amin, aleluia, slavă Domnului! Care e concluzia pe care o trageți dumneavoastră? Că mie îmi place ce a zis ăla de la Amvon. Și nu numai că îmi place ce a zis de la Amvon. Cam aș fi și așa cum zice. Cam aș și fi așa cum zice. Că ideea este, dacă mă simt vinovat, când o zice, fiți sfinți, mă bag sub bancă.
că mi-e rușine și mă simt condamnat că nu sunt sfânt. Sau, dacă predicatorul spune, nu bârfiți, clevetirea este un păcat și eu strig din toată gura, amin. Dumneavoastră trageți concluzia că îmi place ce a spus predicatorul și că eu nu mă îndeletnicesc cu bârfa și cu clevetire. Că dacă m-aș îndeletnici, m-aș băga sub bancă. Și atunci, ce spune de fapt textul aici, ei spun, Doamne, spune-ne care-i voia Ta, ce mult ne place voia Ta, ce mult ne plac căile Tale, ca și când ar fi un popor care îndeplinea neprihănirea. Că oamenii cărora le place neprihănirea, o și mănâncă și o și trăiesc, fraților. O mâncare care îți place, o mănânci. Un lucru care îți place, îl faci. Tu nu poți să spui ce mult îmi place mâncarea asta și pe urmă să o dai afară sau să dai peste ea să o arunci. Poporul din vremea aceea avea un comportament exterior, se rugau, posteau, veneau la biserică, ascultau cuvântul, ca și când ar fi fost îndrăgostiți de cuvântul lui Dumnezeu. Dar viața lor ascunsă trăda că tot postul, toată rugăciunea, tot venitul lor la biserică și toate lucrurile bune de altfel pe care le făceau, nu erau altceva decât o prefăcătorie în spatele căreia se ascundeau lucruri dintre cele mai grave și mai păcătoase. Și acum, auziți, un lucru și mai grav, aș zice eu. Îmi cer hotărâri drepte. Doresc să se apropie de Dumnezeu. Dragii mei, să fim foarte atenți atunci când îi cerem lui Dumnezeu hotărâri drepte. Am auzit expresii de genul acesta de mai multe ori decât fire de păr am în cap. Să judece Dumnezeu între mine și tine, să facă Dumnezeu între mine și tine după dreptatea Lui, să dea Dumnezeu fiecăruia după cum merită. Și când omul spune lucrul acesta, el pare la prima vedere că este așa sigur de dreptatea Lui și de neprihănirea Lui, încât hotărârea Lui Dumnezeu musa îl va trăzni pe celălalt. Și el va rămâne în picioare, bine mersi. Poporul în vremea aceea cerea de la Dumnezeu hotărâri drepte. Fă dreptate, Doamne! Mă gândesc la dilema lui Dumnezeu, că uneori în mari încurcături îl pune pe Dumnezeu, numai bine că el știe să se descurce din toate. Îmi cere să-l trăznesc. Ăsta îmi cere cu gura lui, trăznește-mă, Doamne! Că dacă aș face dreptate, nu știu eu, Dumnezeu, ce trăiește El în fiecare zi, ce trăiește El în inima Lui și în mintea și în gândul Lui. Frați și surori, oamenii aceștia cereau hotărâri drepte și doreau să se apropie de Dumnezeu. Iarăși, apropierea aceasta de Dumnezeu este cu două tăișuri. Apropierea de Dumnezeu aduce binecuvântare și aduce blestem. Funcție de calitatea spirituală a celui ce se apropie de Dumnezeu. Când vii în prezența lui Dumnezeu, dacă stai la masa Domnului, momentul de intimitate maximă în relația cu Dumnezeu este la împărtășire. Și vedeți, cuvântul Domnului aproape că ne obligă. Ce că aproape? Ne obligă să ne împărtășim, că dacă nu ne împărtășim, nu avem viață. Este adevărat sau nu? Fraților, cine nu ia cina Domnului, nu merge în împărăția Lui, nu are parte cu Domnul, e mort spiritual, nu are viață spirituală. Dar în același timp, dacă nu ești vrednic să te împărtășești, te împărtășești și spui, păi vreau să mă apropii de Domnul și uneori pe unii vă mai oprim. Știți de ce? Că v-a dat Dumnezeu timp să respirați
Și avem timp să ne pocăim și să ne învrednicim, să ne apropiem de trupul și sângele Domnului prin pocăință și prin meritele Domnului Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus nu pune haina neprihănirii peste un trup murdărit de păcatele lumii acestea. Așteaptă să ne curățim și să ne spălăm de păcatele acestea și, pe urmă, ne dă haina neprihănirii și vrednicia de a ne apropia. E o mare dilemă. Păi nu mă apropii, sunt mort. Mă apropii în chip nevrednic, sunt osândit, sunt condamnat. Apropierea de Dumnezeu nu e un lucru de apucat. Nu e un lucru pe care să-l facem cu ușurătate. Cu ușurință în sensul că e accesibil, da, dar cu ușurătate în sensul să luăm lucrurile superficial. Nu, frați și surori. Postul lor este un post prefăcut. Și zic, la ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi la ce să ne chinuim sufletul, dacă nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că. Și acum Dumnezeu se justifică. În ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Există o sumedenie de bruiaje care întrerup sunetul rugăciunii noastre, care astupă, acoperă sunetul rugăciunii noastre să nu ajungă la tronul lui Dumnezeu. Rugăciunea noastră este: Doamne, ajută-ne, Doamne, binecuvintează-ne, Doamne, rezolvăm problema cu tare, Doamne, făcutare, spune-mi Domnului ce să facă. Dar dacă în aceeași zi ridicăm glasul să ne certăm, să amenințăm, să asuprim, să ne dreptățim oamenii din jurul nostru, să-i mințim, lucrurile acestea fac un asemenea zgomot că rugăciunea noastră nu mai este auzită la tronul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită la postul acela și spune: e o prefăcătorie. Doamne, ferește-ne de prefăcătorie. Dragostea trebuie să fie fără prefăcătorie. Credința trebuie să fie neprefăcută. Neprihănirea noastră nu trebuie să fie de ochii oamenilor. Toate lucrurile pe care le facem și tot ceea ce suntem trebuie să fie curat, autentic, înascuns, așa cum este în față, pe buze, cum este în minte. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Duplicitatea aceasta, frați și surori, este periculoasă pentru sufletele noastre, este o travă pentru sufletele noastre, că în timp ne obișnuim să fim duplicitari, ne obișnuim să fim disfuncționali. Și dumneavoastră, mă iertați că unii își mai cunosc faptele altora și e chiar o pricină de potignire. Fratele cu care te-ai certat săptămâna trecută, sora pe care ai insultat-o și ai nedreptățit-o și ai vorbit urât săptămâna trecută, ești cu el în casa de închinare. Și în vreme ce el e distrus și e călcat în picioare la pământ, tu ridici mâini și strigi. Soția pe care n-ai respectat-o, soțul pe care nu l-ai ascultat și nu l-ai respectat, e cu tine la închinare. Bine că la noi stăm separați și nu ne vedem. Și în timp ce tu te-ai rugat și l-ai lăudat pe Dumnezeu, e un suflet jignit și lovit de tine, împuns, clevetit, nedreptățit, știu eu de la ce, de la afaceri, de la problemele de fiecare zi, nu știu. Dar un asemenea post și o asemenea rugăciune, dragii mei, nu ajunge la Dumnezeu, este o prefăcătorie. Al doilea lucru pe care cuvântul lui Dumnezeu îl spune despre postul lui Israel aici, nu numai este un post prefăcut, este un post posomorât. Și întreabă Dumnezeu în versetul 5, oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă,
Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Dragii mei, bineînțeles că și aceasta face parte din prefăcătoria unora, mă rog, și aș crede că nu prea mulți, dar ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, în predica fericirilor, predica de pe munte. Aici Domnul vorbește despre trei lucruri esențiale în viața de credință, postul, rugăciunea și milostenia. Și de la versetul 1 spune, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei alminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Versetul 16. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca fățarnicii care sluțesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Dragii mei, sunt lucruri pe care nu poți evita să fie văzute. Nu poți evita să fie văzute. De exemplu, noi venim și ne rugăm toți la biserică. Foarte bine, acum ce să facem? Să ne rugăm în șoaptă ca să nu zică cineva că suntem fățarnici? Nu asta este ceea ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu. Dacă suntem chemați să dăm un dar la cutia dărniciei, ce să facem acum? Ne-or vedea oamenii când punem acolo ceva. Dacă postim și vine colegul de lucru și spune, hai la masă, îi spui astăzi, mulțumesc, dar nu mănânc. Te justifici, nu? Că nu o să-i spui o minciună, că ai mâncat un pic mai devreme. Îi spui adevărul, nu mănânc astăzi. Dragii mei, ceea ce vrea aici cuvântul Domnului, ce vrea Domnul Iisus Hristos să spună este să nu cumva să lucrăm prea mult la fațadă și să lăsăm substanța neîmplinită, lucrurile care țin de autenticitatea actului postului rugăciunii milosteniei. Să nu fie prioritatea noastră să fim văzuți. Dacă suntem văzuți, că suntem văzuți, să fim văzuți. Dar să nu ne uităm să programăm, să pregătim, să muncim din greu ca să facem actul nostru cât mai vizibil cu putință. Lucrurile acestea se întâmplă de la sine. Însă, în spatele acestei fațade, trebuie să fie realitatea unei vieți neprihănite, unei inimi pline de iubire, a unui post după voia lui Dumnezeu, nu un post posomorât. Acum, vedeți, eu aș vrea să vă spun că un post posomorât, în înțelegerea mea, este și un post în care doar că nu mâncăm și nu bem în ziua aceea, dar suntem triști și nu ne putem gândi decât cât de nedreptățit este stomacul nostru în ziua aceea. Ești apăsat, ești trist, ești nemulțumit de faptul că postești. Postul ar trebui să fie o zi de bucurie de dimineața până seara. Postul ar trebui să fie o zi în care zâmbești mai mult decât în alte zile. Postul ar trebui să fie o zi în care ești plin de fericire, pentru că în ziua aia nu te mai gândești la nimic altceva decât te gândești la Domnul tău care te iubește și pe care îl iubești și cu care petreci un timp mai intim în rugăciunile tale. Postul trebuie să fie ziua în care te rogi mai mult, în care citești mai mult Scriptura, în care Dumnezeu este cu adevărat pe primul loc, de la primul până la ultimul minut al zilei. Postul nu trebuie să fie o corvoadă
Și trebuie să fie o zi de bucurie, de fericire. Cu alte cuvinte, dacă oamenii chiar văd o diferență în felul cum ești tu în zilele sau în toate zilele și cum ești în ziua de post, trebuie să te vadă mai fericit, mai împlinit, mai plin de cântare și de bucurie în prezența Domnului. Trebuie să vadă mai mult cer în ființa ta. Postul lor era un post prefăcut, un post posomorât și din cauza aceasta era un post păcătos pe care Dumnezeu nu-l primea și nu îl accepta. Și atunci Domnul vine și spune, uite care este postul plăcut. Am văzut un post prefăcut, am văzut un post posomorât, hai să vedem și postul plăcut cum este. Păi, spune așa Domnul, iată postul plăcut mie. Și acum, sunt trei expresii categorice, imperative, pe care Dumnezeu le rostește pentru cei ce postesc. Dezleagă, deznoadă și dă drumul. Dezleagă, deznoadă și dă drumul. Dezleagă lanțurile răutății. Deznoadă legăturile robiei. Dă drumul celor asupriți. Și în cazul în care merge mai greu cu deznodatul și cu dezlegatul, vine și spune Domnul, rupe orice fel de jug. Dacă a stat de atâta timp încuiat că nu mai se învârte cheia în broască, dacă legăturile acelea au fost înnodate și strânse atât de tare încât nu mai merge să le poți deznoda, rupe-le, fă-le praf că nu mai ai nevoie de ele, aruncă-le că nu-ți mai trebuiesc, dă-le la o parte, că nu-ți fac niciun bine. Postul plăcut lui Dumnezeu are în primul rând de a face cu a rupe legături. Legături de răutate împotriva aproapelui, legături ale păcatului în viața noastră. Rupele. Vă aduceți aminte când Pavel și Sila cântau în închisoare și când s-a făcut cutremurul acela de pământ, spune Biblia că au căzut jos toate legăturile. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu, atunci când revarsă har, când e trezire în biserică, cad legături, se rup legături, frați și surori. Dacă postim și ne rugăm să rupem legături, să se vadă cum se rup, cum cad la pământ cu zgomot, să se vadă eliberare din păcat, eliberare din lanțurile răutății, să se vadă o ușurare în sufletele noastre. Iată postul plăcut mie. Apoi, în versetul 7, împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l. Interesant, împarte-ți pâinea cu cel flămând, împarte, adu în casa ta și acoperă pe cel gol. Și ca să fie sigur Dumnezeu acum, dacă în cazul celălalt le-a spus dezleagă, deznoadă și dă drumul și pe urmă spune, dacă e cam greu, rupe, rupe tot, rupe, fă praf tot, aici ca să fie sigur Dumnezeu că cineva nu se scuză în niciun fel, că uneori cerem lucruri specifice și când ni se dau specifice, spunem, eu n-am întâlnit asemenea cazuri. Și atunci Dumnezeu vine și generalizează și ne spune la modul general ca tot ceea ce înseamnă spirit caritabil, de ajutorare, de dragoste față de semen, să fie cuprins acolo în categoria aceea. Și zice, nu întoarce spatele semenului tău. Nu te întoarce cu spatele la aproapele tău. Una din marile noastre probleme este că prea des ne întoarcem cu spatele către alții. Dragii mei, să ne ajute Dumnezeu, să stăm cu fața spre Dumnezeu, că unii se întorc cu spatele către semeni și rău destul, dar când te întorci cu spatele față de aproapele, te întorci cu spatele față de Dumnezeu. Știți ce le spunea Domnul Iisus Hristos? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, fraților mei, mie mi le-ați făcut. Ai crezut tu
că dai mâncare unui copil la nu știu câte mii de kilometri distanță de aici, în Republica Moldova, și zici la copilul ăla, vreau să-i văd poza. Ai văzut poza, copiii toți sunt drăgălași. Vreau să spun că n-ai dat de mâncare la copilul ăla, i-ai dat de mâncare lui Iisus Hristos. Măriți să fie numele Domnului. Nu i-ai îmbrăcat pe ei, l-ai îmbrăcat pe Hristos. Cu aproapele tău care e în nevoie, se identifică Hristos și tot ce faci acelui om, îi faci lui Hristos. Ăsta este postul plăcut. Nu facem economie de mâncare într-o zi. Pâinea aceea o aruncăm pe ape și ne vom întâlni în împărăția lui Dumnezeu cu răsplătirile sale binecuvântate. Dar aici, pentru că vrem să vedem și care sunt beneficiile postului, aici, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre patru lucruri pe care le face Domnul, condiționate în viața noastră. O parte dintre ele sunt condiționate de lucrurile pe care Dumnezeu le-a criticat la poporul Israel atunci și unul este nou, cu care voi încheia. De patru ori este pronunțat cuvântul atunci. Când atunci? Atunci când vei aduce un post plăcut Domnului. Când postul tău va fi plăcut lui Dumnezeu, se întâmplă patru lucruri. Primul, versetul 8. Atunci, lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți, măriți să fie numele Domnului. Haideți să venim și să aducem post plăcut Domnului și El să facă minuni în mijlocul adunării. Șchiopii să umble, orbii să vadă, surzii să audă, morții să învieze. Dumnezeu nu este slab, Dumnezeu este atotputernic. Ce a făcut acum 2000 de ani, poate să facă și astăzi. Chiar dacă atunci a fost fizic pe pământ, acum a lăsat Duhul Sfânt în mijlocul nostru, cu daruri, cu roade, cu binecuvântările sale minunate. Dumnezeu nu este slab și nu este neputincios și nu este indiferent. El vrea să facă minuni în mijlocul adunării. Mărit să fie numele Domnului. Nu pe aici, pe acolo, în masă. Spune Biblia că atunci când veneau bolnavii la el, pe toți îi vindeca. Doamne, când va fi ziua, când vom face o rugăciune și vor sări frații și surorile în sus să spună, și pe mine m-a vindecat Domnul, și mie mi-a dat pace în suflet, și pe mine m-a dezlegat de lanțurile robiei păcatului. Doamne, fă o lucrare așa în mijlocul nostru, că dacă tot postim, fraților, nu să se vadă că postim, că ne arătăm, să se vadă că aducem un post plăcut Domnului, atunci când Domnul își va desăvârși și își va desfășura lucrarea minunată în mijlocul adunării. Vindecare! Apoi, în versetul 9 din nou, atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă, mărit să fie Domnul. Ascultare. Vedeți, noi când vorbim de ascultare, vorbim despre faptul că noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu și e adevărat. Când îl ascultăm noi pe Dumnezeu și Dumnezeu ne ascultă pe noi. Dragii mei, noi venim înaintea Domnului cu atâtea probleme și avem atâtea compuneri, o mulțime de cauze pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, când postul este plăcut, Dumnezeu se uită la dorințele noastre și se uită cu plăcere la ele. Spunea odinioară omului Dumnezeu, cereți și nu primiți, pentru că nu cereți, prima dată nu cer deloc, pe urmă nu cereți cu credință, vă îndoiți, să nu te aștepți să primești ceva. Și trei, cereți în poftele voastre ca să risipiți. Când aduci un post plăcut lui Dumnezeu, își vrea să vă spun că acolo nu se risipește nimic și acolo nu-s pofte. Știți ce face postul? Îndepărtează poftele și patimile din viața noastră, că îl punem pe Adam la respect.
Uneori, când e Adam mai slab, atunci avem cele mai frumoase întâlniri cu Domnul. Pentru că această carne luptă împotriva Duhului și Duhul luptă împotriva firii pământești și depinde care este mai bine hrănită. Și acum eu vă întreb, cum se poate sufletul nostru lupta și să iasă biruitor în lupta împotriva trupului, când trupul mănâncă de 3 ori pe zi și cu ceva gustări printre ele și sufletul mănâncă numai duminică seara? Și atunci tremurăm la ora 8, că ne așteaptă oalele. Dragii mei, pe care îl hrănești, ăla biruiește. Haideți să ne hrănim mai mult sufletele. Dacă de 3 ori îi dai să mănânce lui Adam, dă-i o dată în plus să mănânce sufletului tău. Citește Biblia de 2-3 ori pe zi. Roagă-te de 2-3 ori pe zi. Să vedeți copilașii noștri, au fost întrebați, s-a făcut un scurt videoclip de seară, o să-l punem. Și i-a întrebat, ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu? S-au priceput copilașii noștri. Dar au spus, păi că să te rogi, păi să... Toți au vorbit rugăciune, citirea Bibliei și venitul la biserică. Uite, Domnule, că niște copii de 8, de 9, de 10 ani știu ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. La părinților să nu știe? Doamne Iisuse! Ascultare! În al treilea rând, începând de la versetul 9, partea a doua, sunt mai întâi condițiile și pe urmă zice atunci, la mijlocul versetului 10, al treilea atunci, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul, te aranjez eu. Și vorbele de ocare, era cât pe ce să fiu prea specific cu unele amenințări, și m-am gândit, hai, treacă de data asta. Să nu îndrăznești să ameninți pe fratele tău cu nimic. Că el aranjezi tu și că-i faci tu și că-i pui tu o vorbă nu știu unde și că-l raportezi tu nu știu unde. Să nu îndrăznești că vine blestemul lui Dumnezeu peste viața ta. Să nu îndrăznești să te iei de fratele tău. Să-i spui că-l lucrezi. Amin? Să nu faci așa ceva. Te rog frumos! Nu te pune cu Dumnezeu. Nu te pune cu Dumnezeu. N-aș fi zis dacă nu știam. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flământ, dacă vei sătura sufletul lipsit, adică iarăși să faci lucrurile pe care Dumnezeu i le-a imputat, i le-a reproșat lui Israel că nu le făcea bine, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Ce vrea să spună Domnul aici? Vrea să spună că se vor pocăi oamenii! Că vei fi lumină în mijlocul societății! Că se vor pocăi colegii tăi! Prietenii tăi, vecinii tăi! Cum să se pocăiască fraților dacă ei mint, noi mințim? Ei vorbesc urât, noi vorbim urât. Ei fac lucrurile, noi facem lucrurile. Cum să se pocăiască? Dar dacă ne pocăim cu adevărat și trăim această viață sfântă, Biblia spune că se pocăiesc oamenii în jurul nostru. Vom fi o lumină în societate. Orașul ăsta se va umple de lumina lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul! Așa se pocăiesc oamenii. Când se pocăiesc pocăiții, Domnul te va călăuzi neîncetat. Îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Și acum ascultați, ai tăi, ai mei, ai noștri, pentru care ne rugăm, fraților, vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune.
Vei fi numit dregător de spărturi. Cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Nu vedeți că de multe ori au ajuns casele noastre să fie locuri unde nu se mai poate locui. Au ajuns bisericile noastre locuri unde nu se mai poate locui. Nu mai putem conviețui, nu mai putem avea liniște și pace. De ce? Pentru că sunt pline de dărâmături. Nu mai sunt poduri, nu mai sunt drumuri. Toată infrastructura aceasta a Duhului Sfânt, relațiile între noi, sunt dărâmate. Da, pocăința adevărată va face țara cu putință de locuit. Și în ultimul rând, de-abia la începutul versetului 14 spune atunci, al patrulea atunci, dar din versetul 13 zice cuvântul Domnului, dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă. Dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-L și dacă îl vei cinsti neurmând, atenție, trei neuri, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Acum, dragii mei, era în vremea în care o zi pe săptămână era dată poporului să o sfințească. Și nici pe aceea nu erau în stare să-i o dea Domnului întreagă. Și pe urmă veneau și posteau și se mirau că postul lor nu este plăcut Domnului. În mod normal, nouă ni s-au dat toate zilele să le sfințim, pentru că Domnul Iisus Hristos este Domnul sabatului, și este Domnul tuturor zilelor. Și apostolul Pavel spunea, cine vrea să pună o singură zi deoparte, s-o pună, dar măcar s-o pună. Iar cine vrea să se închine Domnului toate zilele, să-i aducă toate zilele, că e mai bine, nu? Acum eu nu știu din care categorie facem noi parte. Sunt unii care ar vrea să-i dea Domnului cât mai multe zile. Îi vedem aproape în fiecare zi la biserică, repetiții, rugăciune, serviciu de studiu, dimineața, duminica, seara. Sunt mulți tineri de pe platforma aceasta, și frați și surori, și în biserică, care frecventează foarte des biserică. Domnul să-i binecuvinteze, amen. Domnul să le răsplătească și să le țină obiceiul. Dar sunt unii care spun, Domnul, eu sunt ocupat, sau cine știe cum lucrează, sau cine știe ce preocupări are, și vine duminica. Măcar vină duminica. Dar dacă mai și vii târziu, dacă mai și ieși de vreme, apel la platformă, și vii târziu și ieși de vreme. Și îți joacă picioarele pe podea că nu mai ai răbdare. Și când ajungi acasă, highlight-ul, momentul cel mai important al zilei este prânzul ăla grozav, a muncit toată casa să-l pregătească. Unde este, frați și surori, Dumnezeu în ziua Lui? Atunci, versetul 14 spune, te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării. Te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Amin. 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 Ne ridicăm cu toții în picioare.